Salutare, jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Robe pe Dumești. Ei bine, jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare, tare mult să apăsați acolo butonașul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi încă nu sunteți abonați la acest minunat canal YouTube și, bineînțeles, nu ezitați să lăsați un mare follow la pagina de Instagram din stânga jos, pentru că dacă aveți vreo nelămurire sau vreo problemă, eu o să vă răspund într-un timp cât mai scurt, așa că haideți acolo cu un mesaj și cu un follow și noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupânilor, suntem la stână de data asta. Avem aici cipanul frumos în față, hai să ne urcăm în el, pentru că m-a sunat Neanelu de îndată și mi-a zis că nu-i mai pornește tractorul. Și e fix acolo în curte la vecinul de la Vale de Fermă, după cum știți ce a făcut gar, ce a făcut tot poartă. Și cică i-a murit motorul lui Neanelu acolo când s-a dus să taie doi pomi, a zis că l-a rugat omul dinainte. Și uite că s-a dus acum, dar și că i-a murit motorul. Acum hai să vedem care e treaba, că la telefon nu l-am înțeles atât de bine. Hai să vedem și dacă putem să-l ajutăm cu ceva, dacă nu, aia e. O să venim să îl tractăm, da. Sper să putem să-l ajutăm să pornească tractorul. Poate nu s-a stricat chiar așa motorul. Oricum voiam să-l vând pe tractorul ăsta pe care l-a luat el, să vedeți de care zic. Ia să oprim noi aici gipanul și să vedem. Da, uite, că a rămas aici în pană. Breneanul, ia zi, explică mai bine, că n-am înțeles exact ce s-a întâmplat și cum ți-a murit motorul. Băi, domn primar, stai să vă zic. Am venit cu tractorul, am deschis frumos porțile, am zis că fac și eu tractorul aici în curte cât tai eu pomii aia doi. Și uite că mi-a murit motorul în vale, mi-a tras una de mână că am zis, bă, să-l mă duc tractorul în gar. Și uite că a murit motorul. Dacă vrei, încerci mă tare să-l pornești, că la mine n-a avut deloc. Ia, dă cheile încoa. Să vedem care e treaba, ia, pe aici pe la motor e vreo ceva în neregulă sau oricum nu prea îmi dau seama, dar hai să ne urcăm în tractor și să vedem care e problema până la urmă. Hai să-i dăm o cheie. Hai că o ia dacă e. Hai mă, poate nu o ia nici la prima, nici la a doua, hai la a treia. Uite că nici la a treia nu vrea cu noroc, ia încă o dată. Hai că a luat-o pe dracu, s-o luat. Nu, n-a luat-o deloc. Bun, păi n-am ce să-i fac în cazul ăsta, decât trebuie să vin iarăși să-l trag, că aia e. Și hai că revine o breneanelule, să mă urc și eu un gipan și să mă duc să iau de la stână de acolo și lanțul și un tractor și pe dracu să iei, că uite, fix acum când înainte să-l pun la vânzare, uite că s-a și stricat tractorul. Parcă a simțit că vrea să-l dau și uite că s-a stricat. Hai, mergem și să vedem care e treaba pe acolo, pentru că vă dați seama, iar altă belea, să-l ajutăm și noi pe neanelul de aici să-și poată tractorul, că altfel n-are cum. Și hai să vedem, aia e, n-ai ce să facem control decât să mergem să-l tractăm, n-ai cum. Acum să vedem dacă putem cu DB-ul la verde, că pe ăla l-aș lua, ăla e puternic tare, e forțos, chiar tare, nu ca așa, că am mai tras cu DB-ul la verde și belarusul și mai multe am tras când a fost nevoie. Bun, hai să ne dăm jos și să vedem de tractorul ăsta, ia uitați, n-avem nimic cu plata aici bănuiesc. Așa că haide să ne urcăm în tractor, să-i dăm o cheie și să mergem noi ca băjeții să scoatem tractorul de acolo. Ia să băgăm în viteză și să mergem la, de fapt mai întâi să luăm lanțul, bineînțeles, că altfel n-avem cum să tractăm TB-ul. Dacă nu luăm lanțul, uite că s-a mai stricat și ăsta tractorul ăsta, la alta aia e, altă bele, altă pagubă, alți bani. Sau cum se mai zice, stai așa că m-am băgat bine. Acum ia să dăm noi în spate ușor, ușor și hai, uite, vescule, hai că stă bine așa, să cuplăm aici, bineînțeles, lanțul și o mai vedea. Hai, tata, nu vrei? Atâta, uite, perfect, încă un pic mai în spate. Atâta, cuplăm și hai, tata, să cuplăm și din partea aia și mergem să tractăm UTB-ul. N-am mai tractat de ceva timp, de fapt, ba da, am mai tractat, stai așa, dar de fapt cu Jeep-ul ultima dată. Am tractat, nici nu mai știu ce tractor tractasem atunci. Ăsta era, dar nu era ăsta, mă. N-are cum să fi fost. Nici nu mai știu ce tractor era, dar oricum. Mai de demult am mai tractat cu Jeep-ul un tractor, un UTB parcă, dacă nu mă înșel. Sau cu ce era, mă, atunci? Nici nu mai știu. În fine, nu mai contează. Am umplut capul cu de toate. Acum hai să mergem să vedem, să-l ajutăm pe nea Nelu să scoatem de acolo tractorul din șanț. Ia să vedem, dăm dreapta semnal și hai, tată. Jupânilor, dacă ați ajuns până aici, nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like, bineînțeles, să strângem peste 300 de like-uri și, bineînțeles, un subscribe, să ne strângem peste 30.000 de jupâni, ar fi o sumă enormă, așa că haideți acolo. Și, bineînțeles, noi acum să vedem pe acum cum scoatem UTB-ul ăsta de aici, să-l dăm și noi pe avarii,
Să vedem, îl scoatem, nu-l scoatem. Eu sper să reușim să-l scoatem, că am mai scos din râpa asta de aici un tractor odată, un UTV. De fapt, de două ori, dacă stau și mă gândesc. Hai să-i tragem capota aia să nu se strice vreo ceva naibii pe la ea. Bam, am tras-o și hai să... Să vedem acum, care ce o fi, o fi, nu? Am cuplat, bineînțeles, și hai să vedem, băgăm în viteză. Hai că-i pregătit totul, hai să vedem, merge sau nu merge tras, nu? Asta era, asta e problema. Hai mă, sper să meargă, nu? Eu acum, eu zic că merge, că n-are cum să nu meargă. Hai mă, nu vrea? Hai că ușor, ușor trebuie să-l scoatem totuși, că n-am cum să-l las nici aici, vă dați seama. Dacă l-am lăsat aici, ce am făcut? N-am făcut nimica. Hai, uite, bescule, dă-i, 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 să ne înfingem noi, uitați în felul următor. Ho, tată, frână, ca să nu spangem vreun geam sau ceva. Hai, mă, hai, știu că poți. Trebuie să-l scoatem, că n-avem un cotro. Hai, nu vrei? Îi mai facem așa o șmecherie de asta, ne dăm maxim în spate cât putem. Atât, 3, 2, 1 și dă-i tată talpă în față. Ia să vedem, trebuie să-l scoatem de la mama lui de tractor până la urmă. N-are 70 de tone. E tot un UTB, nu? Hai, tată, hai, ușor așa, parcă-l putem scoate, nu? Hai, 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 că dacă ajung la asfalt acolo, de acolo îl trag foarte repede. Deci, dacă am ajuns la asfalt, hău, tată. Dacă am ajuns acolo la asfalt, de acolo pot să zic că e foarte la ureche. Numai că să-l tragem încă un pic mai în față. Brenenelul e aia, altă belea, altă pagubă, se mai întâmplă ce să faci și la case mai mari. Acum să-l tragem, bineînțeles, și hai, merge, nu merge, înaintăm sau nu? Ori înaintăm, ori dăm înapoi, ce facem noi aici? Stai așa, stai să-l las o leacă pe vale și ia să-i mai dăm o bucată, nu? Mai dăm una în față tare și 3, 2, 1 și dai tapă. Dai, că ai cai. Ai cai putere, hai să-l tragem mai la stânga, mai la dreapta, cum putem și noi. Cum ne vine mai bine. Hai că parcă merge un pic, nu? Ăla nici nu se clatină din loc. Are și frâna de mână trasă și pe mama naibii să-l ia dacă nu. M-am săturat de tractat, atâta. Hai că mai încercăm o dată, hău, tată, hai. Ne băgăm și noi mai la stânga un pic ca să vedem, poate îl putem smuci un pic mai tare, nu? Hai măi, hai, nu vrei, ia uite, mai avem un pic până la asfalt. Mai avem un pic până la asfalt și îl tragem. Ia ușor, 3, 2, 1 și dai tapă încă o dată talpă. Hai mă, hai, nu vrei deloc, hai, dă-i o dată, că m-am și plictisit deja de când tot tractorul ăsta aici. Hai, tată, hai, dă-i, că nu se mai poate cu treaba asta, uite că parcă am mai înaintat un pic, nu? Da, mai tare văd că dăm înapoi decât să înaintăm, serios, nu? Hai, uite, bescule, dă-i, nu mă lăsa la treaba asta, că deja e prea groasă. Hai, tată, dă-i încă un pic. A, să mă mai înfing un pic în el, că văd că nici așa nu vrea să o ia deloc. Tată, încă un pic, atâta, hai să-i mai dăm. O dată, 3, 2, 1 și dă-i o dată. Ia uite cum a luat-o, parcă a luat-o mai tare, nu? Dar aici patinează, mă, e destul de greu că patinează. Păi mamii ei de mașină, de tractor. Păi, trebuia să-l iau pe ăla 4x4 ca să-l scoatem mai ușor, dar n-a și pe ăsta-l scoatem până la urmă. Mai greuț, dar o să-l scoatem, o să vedeți. Ai, n-am ce să le fac. Sunt tractori. Hai că mai avem un pic până la asfalt. Hai mă, hai. Nu vrei deloc. Hai, încă un pic. Stai așa. Oricum trebuie cu roțile din spate să ajung la asfalt ca să-l trag mai bine. Hai că deja m-am și plictisit de când îl trag. Ziceți voi dacă nu merită jucurilor acolo un mare like. Lăsați dacă mai vreți episoade din acest gen, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Haideți acolo cu un mare, mare like chiar acum. Eu mă chinui aici să trag tractorul ăsta, dar văd că... Dar dracu, bă, parcă nu vrea să iasă. Hai că mă mai bag un pic la dreapta să îl tragem mai cheziș un pic. Ia să vedem, poate așa vrea, nu? Hai, mă, nu vrea deloc. Acum să nu se rupă n-ai bilanțul la când l-am tras și de ăsta. Hai, că parcă, nu? Ia stai un pic, hai mă, că parcă o ia mai bine acum, ia fii atent. Hai că m-am băgat așa și parcă o ia un pic mai tare, zic eu, nu? Ia uite, tata, altă viață, zic, nu? Mai vii de acasă și... Ia uitați, ziceți voi dacă nu-i pericol. Da,
Ia să vedem. Încă un pic, încă un pic. Hai mă că merge, trebuie să meargă de lângă mama lui de tractor. Uite că aproape am dat de asfalt. Hai încă un pic. Să luăm și noi. Gata, gata. Uite cum îl scoatem acum. Lejer, lejer. Nu mai treabă. Ce ai pățit, Bobiț, acum? Acum mergem mult mai lejer. Dar acum, bine, tot drept trebuie să-l tragem într-un fel. Ca să nu... Hai, băgăm drept și dă-i tap. Ne ține lanțul. Aude, pe deja l-am și tras. Da, hai încă un pic. Hai, tată, hai. Mergi, mergi, mergi. Că nu se mai poate. Hai, mă, că la asfalt ar trebui să-i dea mai tare, nu? Hai, că oricum îl mutăm mai repede acum, vedeți și voi. Hai să-l tragem mai încoace, că e jale mare cu butebescul ăsta. Mi-a făcut vreodată probleme, nu mai știu dacă mai țin minte. Dacă mi-a făcut vreodată probleme, dar nu cred. Nu cred că mi-a făcut vreodată probleme cu butebescul ăsta, că a fost un tractor destul de bunicel. Am să decuplăm și noi de aici, să ducem și noi tractorul ăsta, că... Și a făcut treaba, uitată, ce-ai făcut? Și a făcut treaba și butebescul ăsta la alt. Acum să-l ducem, uite că am uitat să pornesc girofarul, dar nu-i problemă. Data viitoare, ia uite, am plecat fericit cu debescul ăsta, la, mi-am făcut treaba, am tractat de acolo ce trebuia de tractat. Merge, mă, tractorul ăsta de când l-am de, niciodată nu m-a dezamăgit, atunci când a rămas fără motorină. Da, în rest merge bombă, n-ai treabă cu el. Vedeți și voi, până la urmă e un tractor bun, chiar bun, n-am ce zice. Da, acum să-l ducem și noi până la urma urmei acolo unde trebuie. Îl ducem direct... la acolo. Sper că v-a plăcut jupânilor tractarea asta. Am chinuit un pic acolo, într-adevăr, dar a mers blan, ați văzut și voi. Chiar a mers destul de bine. Acum sper să nu aibă nimic grav și să nu mănânce atâția bani în butebescul ăsta. Dar stai mă, că trebuie să duc lanțul. Sper să nu mănânce bani mulți, oricum vreau să-l dau la schimb. Îl fac și îl dau la schimb. Aia, cine îl cumpără, îl cumpără. Ce să fac eu? Asta este. Ia să lăsăm noi aici și cârligul și cârligul, uite, și lanțul și tot. Să ne coborâm acum pe vale și să mergem direct unde avem nevoie. Hai să băgăm un pic în marșalier și... Hai, tata, dă-i încă un pic, gata. Hopaș, ne dăm jos. Jupânilor, cam atât a fost și cu acest minunat episod. A fost un mult mai scurt, dar sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like, bineînțeles, un subscribe, să ne strângem peste 30.000 de jupâni. Până data viitoare vă urez mai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.